Știi care e România faza? sau Germania. Nu, ascultă-mă, îi spui știi? frumușel Da, dar știi care e acolo. faza? Eu îmi cream că e român de-al nostru și istoria De păi, noastră dacă ne tu te întreabă lauzi că nimic. știi așa de Păi bine. mă laud, tâmpitule, te-am zis, Păi german. da, mă, tâmpitule, dacă te lauzi, spune unde sunt. Hai, altă întrebare, că ești bătut în cap cu parul. Bă! Băi, știu te optiști ca ăsta. Bă, ce băi, mă, răspund la întrebarea lui fuhărul YouTube-ului, mă, că știe mai bine. Am pula mea, are căcatul la cur, știi puțin despre Hitler și îi spune poate cu Hitler. Adevărat. Ia spune, ce emblem avea Hitler? Știi că avea armata lor, o emblemă anume. Nu știam, e aia cu steagul roșu. Steagul roșu se numește cumva. Nu, avea o... Mă doare în pulă cum se numește, era ceva cu niște linii. Avea o emblemă cu câini okay, roșii. Ok, deocamdată ai știut 0% din întrebări. Avea o emblemă, avea o emblemă cu câini roșii pe ei, pe ei. Nu, mă. Okay. Era steagul roșu, drapelul cu căcatul ăla de... A avut-o unul pe poză la Skype, mai bine, nu știu acum cum se numește exact, sau ce semnifică. Doar în pula, erau niște linii mai așa, nu știu ca să știi că. Știi că erau două tipuri de armate a lui Hitler, da? Avea o armată mai așa, mai normală și o armată, cum se numea al doilea tip de armată al lui? Mamă, ce proste știi. Avea una și singura armată. Nu e adevărat. Bă, tu ce întrebări pui coaie în pula mea, ești de tard. Pui cu în pula mea, te bun, întreb, în pula mea, fii atent, dacă tu pui întrebările, trebuie să le știi și tu. Eu uite, eu nu știu, ia, zi-mi care era a doua armată. Imediat îți spun, îi spunea Wehrmacht. Nu, din ce era formată, ce făcea armata aia? Erau, hai să-ți explic în ce se îmbrăcau soldații. Ei erau mai mult de elită și se îmbrăcau în costume negre. Și de fiecare dată când vedeai pe cineva pe stradă care era soldat, și era îmbrăcat în uniforma aia neagră, trebuia să te temi de el, pentru că ăștia erau cei mai periculoși. Ăștia erau... Lol, tu ce da, știi, pula mea zice acolo că ai? Killer a avut două armate, una de infanteriști și ăștia de luptau pe front și a doua armată de se ocupa de oraș. Care mai patrulau, mai nu știu cum, acum... Băi, una era de elită, te-am explicat. Tălăule! Nu știam. Uită-te, caută și tu documentarii, că vor fi pe YouTube, nu știu exact. Uită-te că trebuie să fie, că Hitler... Eu știu destul. Eu zic că Hitler a fost ceva gen Justin Bieber pe vremea aia. Da. Și lasă că între omora oamenii, știi? Da, numai că el omora oamenii cu... cu pușca și cu gazul. Justin Bieber nu are cu muzica lui și cu freza lui. Atâta. Când zice mamă, dar are ce la voce. Vai de cap, mă. Bă, în pula mea, eu nu sunt fan Justin Bieber, dar prea mulți îl... Bă, nici... Bă, nu-i ascult nici muzica, nu mai trează nici ce face, dar nici nu-l urăsc. Da. Măi, pe mine mă-i nevăz că se dă șmiche, mă. Și ea Atomic Panda îmi spune ALL. Sal, la cică sal. Atomic Panda, ce mă, nu știi ce înseamnă sal? Știu mă, dar cică bă, omule, este așa că scrie. Ce faci? O fac pe labă. Dau la pește. Băi, deci pe bune acum, dacă e să ne punem unul altuia întrebări, nu o să ajungem niciunde și ți-am spus. Nu trebuie să-l cunoști pe Hitler ca să te numești Hitler. Bun, pentru că Hitler nu știa... Ca să nu ne supărăm, schimbă frate poza și puneți numele, ce nume vrei să mai... Băi, sincer, eu nu mi-o schimb. Mie îmi place să mă numesc Führer și rămân Führer. Mie îmi place ce freză are Hitler, să-mi bag piciorul. Da, nu-i așa și mustăcioara aia? Da, zici că e o blană, Parcă e blana pisicii, știi, de la coadă. Și freze, mama, probabil a avut și o pisică, mă, dar i-a smuls blana de pe coadă și a murit săraca. Da, știi? Îmi pare rău pentru pisică. Băi, dar îmi place freza asta, mă, să-mi bag piciorul, da, îmi place. Da, mă, dar ce freză are? Bă, ia gata, tăceți că vreau să spun muzică. Bine, ascultă muzică. Cred că ascultă muzică de la Hitler, cred că ascultă muzica lui Hitler. Oh, da, ceva gen. Ascult Dragon. Ta-la, la Hitler. Gata, mă. De fuc. M-a dat afară, bău.